Fluturele. Ce frumoși sunt fluturii! Sunt mici și poartă două aripi ca de macrameu. Orice vânt poate să le frângă aripile, ce sunt împreunate ca două palme, ca două fețe, ce ar putea spune atât de multe povești din viața unui fluture. Când eram copil, îmi amintesc că am găsit un fluture cu o aripă frântă și am crezut că am puteri supranaturale să-l vindec. Ce bine ar fi fost, nu? L-am luat cu grijă în palmele mele și i-am cântat ceva frumos să-i alin amarul. I-am șoptit că-l voi vindeca și așa îmi voi face un nou prieten, un fluture. Am încercat și i-am suflat aer în aripioare, însă nu eram decât un copil ce țineam în mână baloane multicolore de săpun. L-am aruncat în sus să-și amintească zborul și drumul spre casă, dar a căzut în praful de pe drum și o furnică s-a urcat pe el. L-am ridicat și i-am suflat încet praful de pe aripioare și l-am băgat în buzunar să-l protejez de orice pericol. Atunci am înțeles că nu am puteri supranaturale. Am crezut că dacă îl scot din buzunar, fluturele va zbura, așa cum zburau fericiți în grădina bunicii peste varză. Dar fluturele meu era înțepenit. Eu nu am știut atunci că în buzunarul meu călduros, fluturele și-a continuat sporul spre o lume frumoasă, spre o lume care este acoperită numai de fluturi albi, galbeni, albaștri, iar copiii, așa cum eram eu, frumoși, buni și zburtalnici, sunt prietenii lor cei mai buni.